Stai că trebuie să... Trebuie să-i bag și lui de pe pic acum. Ce vorbești, mă? Nici n-am plecat și trebuie să-i dau să mănânce. Oh. Mămica ta! Unde mă portofelul? Așa, mă. Vecinu! Mi-e cald! Vecinul de pompă. Ce umbli, mă, cu furca aia așa? E o tare maimuțoi acolo. Speța în momentul în care ai plecat. Puh, băgavea-și picioarele că nu mai știu să explic. Uaf! Mi-a intrat în gură. Au făcut accidentul și le-au lăsat în mijlocul drumului. O să vreau să fiu băgat la pușcărie pentru că este vina mea. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi ne plimbăm și vă povestesc cât de ușor vi se poate lua permisul dacă picați cu motocicleta. Am văzut zilele astea că prin spațiul online a tot umblat un videoclip în care un motociclist mergea și liniștit pe stradă, doi copii se jucau, sau mai mulți de doi, oricum erau mai mulți, și i-au dat din greșeală cu mingea pe stradă. Motociclist a pus frână și a picat. N-a atins niciun copil, n-a dat niciun stâlp jos, doar a picat. Acesta este videoclipul. Și n-am mai apucat să o evit și am dat cu motocicleta peste ea, peste minge. Peste minge? Da. Bun. Dacă mergi la spital, bănuiesc că știi ce se întâmplă. Dosar penal, autoaccidentare. Da? Ești dosar penal cui? La ție. Copii? Mie? De ce? Pentru autoaccidentare. Trebuie să te deplasezi cu o viteză care o să eviți orice pericol. Așa spune legea. O să fac dosar penal la copii. Copilul îmi prinși prin și prin dosar penal. Iar tu, ca și conducător auto, trebuie să te deplasezi cu o viteză care să poți evita. Am filmare. Am filmare. Mai e și în spatele dumneavoastră filmare. Ți-am spus ce vreau. Ai filmare. Dosarul penal se numește pe numele tău. Ți-a apărut un obstacol pe partea carosabilă, trebuie să frânezi în condiții de siguranță să poți evita. Asta spune legea, nu spun eu. Ei bine, dragilor, după ce am întrebat și eu mai mulți polițiști despre cum se procedează în momentul în care s-a întâmplat o asemenea nenorocire, ei bine, polițistul mi-a spus în felul următor. Ca un comentariu, nu sunt eu acum învățat în ale poliției și în ale legilor, dar după câte mi-a explicat, vă pot spune și vouă din punct de vedere logic și cum este legea în momentul de față în România. Ce umbli, mă, cu furca aia așa? E o tare maimuțoi acolo. Speța în momentul în care ai plecat. Puh, băgavea-și picioarele că nu mai știu să explic. Uaf! Mi-a intrat în gură. Se dă următoarea speță. Speța în care mergi cu motocicleta și ai picat de unul singur, dar fără nimic implicat, doar tu și motocicleta și asfaltul eventual, domeniul public, da? Ai picat cu motocicleta. Ce se întâmplă în momentul ăla? Dacă cineva sună la 112 că s-a produs un accident, că a picat un fraier pe asfalt și așa mai departe, o să așteptăm să treacă ăsta și după aia mergem și noi. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, atunci vine poliția, unul la mână. În momentul în care anunța poliția, dispeceratul anunță și ambulanța, bineînțeles. Și atunci o să vină și ambulanța. Ce se întâmplă în cazul ăsta? Poliția o să vină să ia măsurători, o să vadă ce s-a întâmplat și așa mai departe, iar ambulanța este acolo și obligația lor este să te întrebe dacă vrei să fii dus la spital pentru mai multe investigații, da? Tu, dacă ai spus da, în momentul ăla, chiar dacă tu nu ai intrat în nimeni, n-ai făcut accident cu nimeni și doar ai picat pe asfalt, în momentul în care ai spus da, că vrei să mergi
către spital pentru investigații, atunci se deschide un dosar penal. Se deschide un dosar penal la fel ca și în cazul unei crime, când nu știe cine a făcut crima, da? Se deschide dosarul penal. Un dosar de urmărire penală pentru autovătămare. Într-adevăr, este și ăla o mare prostie, pentru că niciodată, cred, în România, n-o să găsești un nebun atât de nebun încât el să să facă plângere împotriva lui. Da, frate, e vina mea și eu mă reclam pentru lucrul ăsta, pentru că eu n-am fost atent la semafor și am pus frână ca un nebun. Și atunci eu o să mă reclam, o să vreau să fiu băgat la pușcărie, pentru că este vina mea. Poate există și asemenea cazuri, cine știe, Doamne ferește. Revenind la ale noastre, se deschide un dosar penal, ți se ia permisul și ți se dă o dovadă de 30 de zile, tu trebuie să te duci din 30 în 30 de zile la poliție ca să ți se reînnoiască acea dovadă de permis, deci practic tu nu mai ai permisul, ai o dovadă și o să mergi cu acea dovadă mult timp, până când se clasează dosarul, dosarul ăla de urmărire penală, ajunge mai întâi de la polițist la judecător, de la judecător se întoarce cumva la polițist și polițistul clasează acel dosar. Iar abia după ce a fost clasat acel dosar, bineînțeles că poți să primești permisul înapoi, asta dacă nu te-ai reclamat. Problema e că da, ți se ia permisul, ți se face un dosar penal și de acolo, bineînțeles, doar din simplu fapt că ai apăsat puțin mai tare pe frână, era începător sau cine știe ce s-a întâmplat și ai picat pe asfalt. Dacă refuzi să mergi cu ambulanța la spital, atunci nu ți se întâmplă absolut nimic, nu ți se ia permisul, nu se deschide dosar penal și așa mai departe. Deci cumva legea în România te promovează, te încurajează ca în momentul în care ai un accident să nu suni la ambulanță, să nu suni la poliție și să suni un prieten să vină să te adune după jos, să te ducă la spital. Și eventual să-i spui că, nu știu, ai picat pe o scară și cumva s-a produs acel accident nefericit în care, nu știu, ești julit de mama focului și așa mai departe. Dar, indiferent, și chiar și așa, dacă ai ajuns la spital și ai spus medicului că, bă, am picat cu motocicleta, obligația medicului este în momentul acela să sune la poliție și să spună, a venit cineva care a picat cu motocicleta. Ce se întâmplă în speța asta? Vine polițistul, îți face dosarul, îți ia permisul și e aceeași polologie ca la început. Da? Deci chiar dacă te duci la spital cu un prieten și îi spui la spital, da, că ai picat cu motocicleta, atunci ei sunt obligați să cheme un polițist. De asta zic eu că încurajează, statul nostru încurajează minciuna, falsitatea și furtul. Pentru că e imposibil, frate, ca în țara asta, cu legea asta, să nu vrei să minți, că îți faci singur un rău. Cine ar vrea să-și facă rău singur, de unul singur? Mi se pare absolut incredibil cum e treaba cu legea asta și, prin surprinderea mea, foarte mulți cu carnet de motocicletă nu știau că există legea asta. Ai grijă la ăsta, tati. Chiar și motociclist cu foarte multă experiență. Ce e de făcut în cazul ăsta? Păi unul la mână, să nu pici, și doi la mână, dacă ai picat, să nu suni la poliție și să nu te duci la spital. Sau dacă te duci la spital, să nu te duci cu ambulanța și să te duci cu o mașină privată. Și în momentul în care ajungi la spital, trebuie să minți. Că doar na, așa e în România. Cuțu, cuțu. Acum dădeai cu fața, a? Deci, dragilor, cam asta se întâmplă în România dacă pici cu motocicleta și cineva... sau, na, de fapt, da, poate să sune la poliție, nu se întâmplă absolut nimic. În momentul în care, v-am spus, în momentul în care tu te urci în ambulanță și vrei să pleci, atunci se întâmplă toată polologia asta cu dosarul penal, cu luatul de permis și așa mai departe. Ca să nu mai spun că au fost cazuri în care au picat cu motocicleta, s-a sunat la poliție și poliția a zis, da, opa, da, tu când ai căzut, ai atins stâlpul. Ai julit stâlpul?
Și dacă tu ai julit stâlpul, ce crezi că ți se întâmplă? Ți se întâmplă distrugere de domeniu public. Și-ți mai iei încă o chestie pe dosarul ăla. Da, de ce? Pentru că nu ți-ai stăpânit motocicleta în cădere astfel încât să nu intre în bordură sau în stâlp. Bă, e la ding ding ding, e la mintea cocoșului, frate. Deci legile astea sunt date pentru, nu știu pentru ce, da, pentru noi. Pentru noi, că noi le, nu le respectăm, noi le încasăm. Că n-ai cum să respecti o lege în momentul în care ai picat. E logic, în momentul în care ai picat de la adrenalină, nu-ți dai seama. Da? În medie un motociclist pică o dată la 2-3 ani. În medie se întâmplă pe loc, ori în mers, ori în accident minor și așa mai departe. Se întâmplă. Deci odată la 2-3 ani tu ca și motociclist trebuia să nu mai ai permis. Ăștia ce au făcut aici? Ia stai așa. Da, iubire. Ce faci? Am ieșit cu motorul. Ok, scuză-mă. Ți-am scris pe WhatsApp. Da, iubirica, da. Bine, te pup, te iubesc mult. Pupi, pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Au făcut accidentul și le-au lăsat în mijlocul drumului. Iar dacă, de exemplu, se dă speța în care ai făcut un accident cu o altă mașină și vreți să rezolvați doar prin amiabilă, atunci puteți să o rezolvați doar prin amiabilă. Ăsta nu era sens giratoriu, sper. Dacă ați chemat poliția, există acolo niște urmări pe care le puteți avea. E logic. Cred că în cazul ăsta este mult mai des de întâlnit, dar am vrut astăzi să discut despre chestia asta cu picatul singur, de unul singur pe asfalt, cheme ambulanța, ți-a luat permisul. România! Da, măi, dragi prieteni, spuneți-mi și mie acolo în comentariu ce pățanii ați avut cu poliția, dacă v-a luat permisul. Ia uite și pe ăștia, au pus delimitarea pe curbă, mie nu-mi vine să cred, bă, băiatule. Dacă ați pățit ceva cu poliția până acum, ce vi s-a întâmplat anormal și n-ar fi logic să existe așa ceva, lăsați-mi acolo în secțiunea de comentarii. Eu le mulțumesc sponsorilor noștri, eu le mulțumesc sponsorilor noștri de la inmișcare.ro. Nu uita să fii și tu un www, să fii un www, să fii un motorrider de pe www.motorridershow.ro, de unde îți poți achiziționa de acolo hanorace, căni, sticăre, tricouri și așa mai departe. Nu uita să susții acest canal prin alăturarea la membru pentru a avea mai multe facilități. Eu am fost Motorrider, iar până data viitoare, Motorrider pentru tine, numai bine! Pa!